vreau să vorbim despre favorite, dar de data asta nu vom vorbi deloc despre creme, despre bruse de machiaj, fără geluri de duș, fără lucruri de genul ăsta, pentru că voi face non-beauty favorites. Cred că e prima oară când fac un astfel de clip. Mi-a venit ideea pentru că mă gândeam eu așa la faptul că m-am îndrăgostit în ultimul timp de două chestii de mâncat. Și mă gândeam, zic, o să le pun în clipul de favorite. Și pe aia mă gândesc, zic, eu mai am și alte chestii random care îmi plac. Cum aș putea să le pun într-un clip? Și totuși stau la mese cu brusele de machiaj și m-am gândit la ideea asta de clip. Mă rog, nu m-am gândit, n-am inventat eu ideea asta există și cred că n-am făcut. Acum, în cei 4 ani de când fac YouTube, e posibil să fi făcut, dar parcă nu mi-amintesc. În fine, ideea este că astăzi nu vorbim despre produse de machiaj, despre produse de îngrijire, vorbim despre produsele mele preferate care nu sunt de beauty, dar o să vedeți că avem produse de mâncat, avem chestii de fashion, avem chestii de curățat. Și cam asta ar fi. Mi-am notat tot în agenda pentru că pe unele produse nu le am fizic, pe altele nu vi le pot arata pentru că sunt prea grele și pe altele le port. Așa că hai să trecem la treabă și să vă arăt care sunt favoritele mele de non-beauty, my non-beauty favorite. Sună mai bine în engleză, nu-i așa? Opa, opa, bătaie de pisici, calmați-vă. Și voi începe cu alimentele și primul lucru pe care vreau să vi-l arăt, l-am în format fizic și din păcate este foarte lipicios și este vorba despre siropul de agave. Eu am aici o variantă ecologică de la Dried Fruits Supplier, o variantă de 500 de grame, Leoteromul Dermatrepiedu, mulțumesc. Ador siropul de agave, cred că v-am nebunit prin vloguri și v-am tot zis că îl mănânc cu clătite, cu frigănele, când fac limonadă cu el. L-am pus și la unele rețete din astea de mâncare ca lumea, gen, nu știu când am făcut, ce am făcut, friptură la cuptor, am pus o lingură de sirop de agave, nu normal puneam miere, dar n-aveam miere, aveam din ăsta și sincer să fiu, eu prefer siropul ăsta, îmi place și mierea relativ, adică o suport, nu e preferata mea, dar siropul de agave este extraordinar pentru că e ca un fel de miere, puteți să vedeți că și arată ca mierea, doar că n-are aromă de o anumită floare, de un anumit copac. N-are gust de tei, n-are gust de salcâm, nu e, n-are gust de mai multe flori, cum e mierea polifloră. E pur și simplu ceva dulce, un sirop dulce, care nu e nici prea dulce, e extraordinar, vă zic. Deci îmi place tare mult, dacă n-ați încercat, vă recomand. Dacă vreți să înlocuiți zahărul din ceai, din cafea, cu ceva un pic mai sănătos, vă recomand treaba asta, v-am zis, eu sunt fascinată, am consumat treaba asta destul de repede, adică nu l-am de foarte mult timp, pentru că l-am tot pus la diverse și mi se pare delicios. Din păcate, ca și la miere, ca și la toate chestiile astea lipicioase, oricât de mult speli ambalajul, e lipicios cu totul el și mă enervează chestia asta, așa cum a lipicioasă pe mâini, dar în fine, foarte bun, vă recomand. Eu nu țin cont de brand, adică mă gândesc că tot siropul de agave e cam la fel la gust, acum poate unele sunt ecologice, altele nu, asta e ecologic și e foarte, foarte, foarte bun și vedeți că planta asta din care este extras siropul arată ca aloe vera. Interesant. Și am înțeles că e originară din Mexic sau, mă rog, cel puțin acolo se cultivă, să zic, foarte bun, vă recomand să încercați. Mai departe, tot o descoperire în zona asta de mâncare, n-am să vă arăt pentru că l-am terminat, este vorba despre laptele condensat, o să vă pun pe aici o poză, dar laptele condensat îndulcit. Eu despre acela vreau să vă vorbesc pentru că pe acela l-am încercat, am mâncat la un restaurant chinezesc, după care mi-am cumpărat și eu din Auchan, fix așa se numea, lapte condensat îndulcit. E așa ca un, sos foarte gros și lipicios. Și absolut extraordinar. Nu am eu cuvinte să vă spun cât de mult îmi place laptele condensat. Este genial și îi place foarte mult și lui Andrei. Și el nu e neapărat foarte mare fan dulciuri, dar nu cred că are cum să nu vă placă laptele condensat, pentru că e un dulce foarte agreabil, foarte bun. Nu știu cum e laptele condensat neîndulcit. Nu știu cum e, s-ar putea să fie, să nu fie dulce, mă gândesc. Dar acesta îndulcit este senzațional. Știu că se poate pune și în rețete. Eu ce am făcut cu el a fost să-l mănânc cu diverse. Cu clătite, cu frigănele. Mai mult mi-a plăcut cu clătite decât cu frigănele. Frigănele le prefer cu sirop de agave, dar clătitele mi se par absolut delicioase, clătitele americane, în combinație cu laptele condensat îndulcit. Am fost întreruptă de Leo, scuze. Singurul motiv pentru care n-am în momentul ăsta lapte condensat în casă este pentru că am zis să iau o pauză de la el. Am avut o conservă cam așa.
care m-a ținut ceva și am zis că are totuși destul de mult zahăr și n-aș vrea să mănânc mereu, pentru că l-aveam în frigider și îmi gândeam cumva micul dejun în funcție de el. Gen, nu știu, aș fi mâncat ovăz cu afine. Dar aveam laptele condensat în frigider și mă gândeam, hai să fac clătite americane ca să nu se strice, deși pe el scrie că rezistă la frigider și, nu știu, 2 săptămâni sau mult oricum. Și da, este genial. Și abia aștept să mai cumpăr, dar o să iau pauză. Nu o să mănânc așa în continuu, pentru că nici nu vreau să mă plictisesc de el, că dacă mi-aș lua continuu și aș mânca de 3 ori pe săptămână, mi s-ar lua și nu vreau, vreau să rămână în inima mea acolo, să avem o relație în care să nu ne sufocăm reciproc. Bun, și am terminat cu ce aveam să vă povestesc din zona de alimente. Hai să trecem acum la alte produse și o să continui cu dușul bucal. Știți că recent mi s-a stricat dușul bucal pe care l-aveam de la Dr. Meyer și m-am comandat de la altă firmă, am uitat în momentul ăsta cum se numește, dar o să vă las pe aici o poză, pentru că e la baie, sau o să vă pun filmare, sau o să văd eu ce fac, cred că vă pun filmare. E un duș bucal care seamănă foarte tare cu cel pe care l-am avut de la Dr. Meyer și își face bine treaba, e aproape la fel, nu pot să zic că văd vreo diferență. Dar nu vreau să vă vorbesc despre un anumit duș bucal, vreau să vă vorbesc despre ideea de duș bucal în general. Eu cred că ar trebui să existe în fiecare casă unul, nu să aibă neapărat fiecare membru al familiei, pentru că se pot schimba acele capete ca la periuța de dinți electrică, cât să fie igienic și să poată folosi toată lumea. Dar credeți-mă, odată ce încercați un duș bucal, o să vi se schimbe viața. N-aveți idee câtă mâncare rămâne printre dinți și printre măsele și noi nu o sesizăm, chiar și cu ață dentară, chiar și cu periuță de dinți electrică, chiar și cu apă de gură. Tot rămâne mâncare și eu sunt dependentă, adică eu folosesc dușul bucal de 2-3 ori pe zi, încerc să-l folosesc când sunt acasă după fiecare masă, tocmai ca să previn apariția cariilor și să-mi simt dinții curați. E o senzație la care nu mai poți să renunți odată ce ai încercat un duș bucal, adică e minunat, vă recomand din suflet să vă luați unul, nu sunt foarte scumpe, eu am dat pe acesta 200 de lei, pe cel pe care l-am avut data trecută am dat 160. Și ne-a ținut cam un an și jumătate. Eu cred că s-a stricat din cauza că puneam apă de gură în el, ceea ce nu o să mai fac și cu acesta. Dar chiar și dacă te ține doar 2 ani, merită. Pentru felul în care simți pur și simplu dinții după ce îl folosești, merită din suflet și orice dentist pe care o să-l întrebați o să vă recomande ca și alternativă mai bună, mai eficientă pentru ața dentară. Dar în niciun caz n-aș putea să mai renunț la dușul bucal și să mă întorc la ața dentară, pentru că mi se pare acum ceva așa, nu că primitiv, dar nu atât de eficient și chiar nu, n-aș putea să renunț la el și dacă n-ați încercat până acum, vă recomand din suflet. Uite că acum, în timp ce mă uitam pe lista asta și m-am uitat un pic mai jos, am mai văzut un lucru pe care vreau să vi-l menționez ca și favorit. Ne întoarcem un pic la mâncare. Este vorba despre bubble tea. Bubble tea. Doamne, mi-am dorit foarte mult să încerc această băutură pentru că am tot văzut pe YouTube, în clipuri, pe Instagram și am încercat din mai multe locuri și mie îmi place foarte mult bubble tea-ul care e ca un desert. Adică există mai multe variante, există bubble tea care are ceai verde cu diferite arome și are acele bile fie de tapioca, fie cu... Hei! Leo, i-a tras de ring light-ul meu și mi-e teamă că o să-l dărâm peste cameră și camera o să cadă și nu vreau să se întrebe un dezastru de asta să pic aici. De asta m-aș întrerup mai devreme, Leo. Da, deci tot felul de biluțe din alea care au suc în interior. Sau există bubble tea-uri de genul mai consistente. Fie care au cafea, fie în care poți să pui tu lapte. Uneori poți să combini ceaiul cu lapte, alteori sunt din astea gen desert, cum îmi place mie. Mie îmi place foarte mult bubble tea cu Oreo. Mi se pare delicios. Am mâncat slash băut în vreo 2 locuri și mi se pare minunat și mi se pare că merge foarte bine cu perlele de tapioca. Foarte bun. E efectiv ca un desert într-un pahar. E între desert și ceva de băut care e și răcoritor, dar în același timp dulce, foarte bun. Este și așa un fel de comfort food pentru mine în momentul ăsta. Când am o stare mai proastă, imediat îmi funge gândul la un bubble tea și dacă beau, mă simt în stat mai bine. E foarte bun. Dacă n-ați încercat, vă recomand. Știu că nu se găsește peste tot prin țară. Deci, puțin, uite, în Galați, de exemplu, că ăla e orașul meu natal și mai trec pe acolo și am un pic informații din zona aia. Știu că nu găsești bubble tea din ăsta
din ăsta cu Oreo sau cu alte arome de genul acesta. Știu că se găsește bubble tea gen cu ceai, care nu e senzațional din experiența mea, dar măcar și pe acela să-l încercați. L-a mergea foarte bine asta vară pentru că avea gheață, era răcoritor. Dar bubble tea-ul care este bun și care pentru mine e ca un desert gustos, e acesta cu arome, cum este cel cu Oreo. Vă recomand să încercați. V-am arătat într-un vlog, vlogul în care am fost la Mini Pri, am băut undeva bubble tea, nu mai știu cum se numea localul, dar oh, ce bun a fost. A fost cel mai bun bubble tea pe care l-am băut, avea Oreo și cheesecake și a fost delicios. Foarte bun, mi-a plăcut și vă recomand și vouă, chiar merită menționat pentru că e interesant, e și simpatic, cred că și perlele alea sunt așa un pic atrăgătoare, mai ales pentru copii, dar și pentru mine și eu zic că o să vă placă. Chiar sunt curioasă, e pe cineva pe aici care nu e fan bubble tea și dacă nu e fan, nu sunteți fan, vă rog să-mi dați și mie motivul că eu chiar sunt curioasă de ce n-ar plăcea cuiva genul ăsta de băutură. Vreau să continui acum cu zona de fashion și am aici să vă arăt două poșete pe care așa mult mi le-am dorit și atât de mult îmi plac. Da, sunt două poșete de la New Yorker care amintesc de modelul celebru Chanel. Le vedeți? Mi le-am dorit foarte, foarte mult. V-am zis, au fost de la New Yorker și a fost, cred că, nu știu, 80 sau 90 de lei bucata. Încă arată foarte bine, sunt foarte încântată de ele, mă bucur că le am pe aceste două culori și negrul e foarte, foarte util pentru mine, dar și acest crem, pentru că eu am multe haine deschise la culoare, mai ales crem, lila, dar am și haine negre și acum depinde, când îmi iau bocanci negri, de obicei prefer să iau această geantă neagră, pentru că da, deși o critic pe mama că și-o surtează pantofii cu poșeta și eu fac asta uneori. Încerc să nu, dar uneori nu mă pot abține. Așa și când mă îmbrac în haine mai deschise la culoare, de obicei dacă am geaca mai deschisă la culoare, prefer să-mi iau geanta aceasta. Îmi plac foarte mult amândouă, v-am zis încă arată bine, în afară de asta neagră că s-a întâmplat o treabă aici, dar cred că așa era de la început, vedeți că a ieșit chestia asta. Și mă enervează. În afară de treaba asta, sunt foarte încântată de ele, sunt destul de încăpătoare. Mie mi-e încape aici și telefon și portofel, camera mică de filmat, șervețele umede, șervețele uscate, gumă sau ce mai am eu prin geantă, chei. Și da, mi se par niște genți foarte faine și ce mi-am dorit eu foarte mult la o geantă de genul ăsta este să poți să-i faci lanțul ăsta, să poți să-l pui așa, pentru că mie nu prea place să port geanta așa, tip poștaș, nu știu, mi s-a cam luat, am purtat ani de zile genul ăsta și prefer să o port așa pe umăr, că eu genți de genul ăsta am mai găsit, dar aveau bareta asta ori lungă, ori avea doar chestii de aia de ținut și nu mă mulțumea, iar aceasta mi-a plăcut și pentru că am găsit-o pe două culori faine, pentru că e un model clasic și pentru că are acești doi de A aici, care mi s-au părut foarte drăguți. Îmi place foarte mult că are auriu. Mi se pare că auriul merge foarte bine și cu crem și cu negru, în timp ce argintiu nu mi se pare că merge la fel de bine, dar da. Cred că încă se găsesc poșetele astea în New Yorker. Știu că am fost eu când mi-am luat plovărul de pe mine despre care urmează să vorbim. Chiar am dat jos din greșeală o geantă de genul ăsta, cred că pasta crem. Oare eram, cred că da, eram galați de fapt. Și eram gen, hei, bună, am ridicat-o, nu vă faceți griji. Dar da, încă le găsiți și dacă vă căutați o gentuță faină, mie mi se pare ok de zi cu zi, e faină asta. Acum văd că nu prea mai arată bine lanțul, firar. Uite, asta e o problemă la gențile care nu sunt neapărat de firmă, că se strică lanțul. Oh, firar, acum am văzut și n-am ce să-i fac. Vă dați seama, dacă se strică lănțișorul, cam aia e cu ea. În fine, o să mă gândesc la asta altă dată, deocamdată încă merge purtată, îmi plac foarte mult. Sunt conștientă că nu o să reziste prea mult și ideea inițială era să-mi iau o geantă mai calitativă, dar le-am văzut pe astea, le-am luat, în fine. Trecem mai departe, vă povesteam despre plovărul un pic mai devreme, l-am menționat. Îl port, deci n-am cum să vi-l arăt acum, dar o să vă pun imagini. Da, este un plovăr de care eu sunt foarte atașată. L-am purtat doar de vreo două ori până acum, dar trebuie neapărat să-l pun în favorite pentru că mi este atât de drag. Mi-am dorit foarte mult genul ăsta de plovăr gros care să aibă nasturi așa bijuterie și pe care să pot să-l port în cerc eu, dar el nu prea vrea, așa, cu un număr gol și să fiu această, nu știu, să fiu aici cozy, gen să fiu de pe Instagram. Știți ce zic? Dar nu prea mi iese pentru că el nu prea vrea să stea, tot se ridică pe umăr. Dar da, e un plovăr foarte fain. A fost 150 de lei sau 130? 130, cred. Cred că 130 totuși de lei. Și apreciez la el foarte mult că e gros, frate. Deci nu vă imaginați de cald mi este în momentul ăsta. Abia ce am închis ușa la balcon înainte să filmez, pentru că lăsasem să se aerisească în dormitor cu ușa de la dormitor închisă, ușa de la balcon deschisă.
Era frig, nenică, frig aici. Și am intrat în cameră, au trecut cât 10 minute sau de cât timp filmez, deja îmi este cald pentru că e un plovor foarte, foarte gros. Am pe dedesubt doar numai eu și sunt sigură că dacă îmi pun și geaca pe deasupra și afară sunt minus 5 grade, mie mi-e bine pentru că e foarte călduros și mă bucur că mă pot baza pe el și mi se pare un plovor mai versatil decât unul care e simplu, fără nasturi ăștia, pentru că pe acesta îl pot purta cu mai multe maiori pe dedesubt și cumva să-i dau mereu un suflu nou, nu e practic același, da, e același plovor de fiecare dată când îl port, logic, dar având ceva diferit pe dedesubt, arată diferit și v-am zis, îmi place foarte mult că e călduros, îmi place foarte mult culoarea, îmi plac mult nasturi, mi-e foarte, foarte drag și mă bucur mult că l-am luat, intră în favorite, îl găsiți în continuare în New Yorker dacă vreți. Nu am pus să vă las link pentru că New Yorker cred că nu are magazin online, dar dacă mergeți în magazine și vă uitați după el, îl veți vedea. Există pe mai multe culori, nici nu m-am uitat foarte atent ce culori sunt pentru că știam că vreau unul deschis la culoare ca să pot să-l port cu maiori de mai multe feluri. Și plus că mie îmi plac mai mult, mă îndrept mai mult către zona asta de articole deschise la culoare. Apoi, tot în zona de fashion, vreau să laud bocancii mei primiți de ziua mea, de la Andrei, am fost împreună să-i cumpărăm. Doream foarte mult o pereche de bocanci negri simple și i-am găsit pe aceștia. Sunt din CNA și au fost în jur de 300 de lei, sunt din piele și sunt, oh, sunt foarte buni. Pe lângă faptul că sunt extrem de confortabil, stai că m-am atins și mi-e teamă că i-am spălat mai devreme și să nu murdăresc plovor, sper că nu. Nici nu știu ce ziceam. Da, deci mi-am dorit foarte mult o pereche de bocanci negri, simpli, care să fie comod și i-am găsit. Sunt perfecți aceștia. Am văzut acum că în CNA, nu în CNA, în CCC, nu în CNA, scuze, CCC, magazinul de pantofi, nu CNA, am văzut că au adus extrem de multe feluri de bocanci. Nu știu, am văzut minim 20 de modele, adică aveți de unde alege. Eu vi recomand pe aceștia, pentru că sunt clar mai rezistenți decât cei care, ce să vedeți, nu sunt din piele, dar acum, na, fiecare știe mai bine. Cred că găsiți și la 100 de lei bocanci de la ei. Îmi plac foarte mult, mărimea mea este 39 și deși în ultimul timp mi se pare că mi s-a mărit piciorul și prefer să-mi iau 40, 39 vine bine la aceștia, mi-au venit bine din prima, adică nu m-au strâns deloc, iar acum mi se pare că s-au mai și lăsat puțin și sunt extrem de comunzi, pot să merg oricât în ei, pot să stau oricât în ei, îmi plac mult. Da, sunt foarte, foarte dragi și mă bucur mult. După ce am început anul trecut să port bocanci și mi-am luat o pereche crem și o pereche cu alb și cu negru, mi-am dat seama că totuși niște bocanci negri sunt extrem de utili pentru că sunt foarte versatili. Și cei crem sunt versatili, mi se pare că și cremul și negru pot fi culorile astea pot fi purtate cam la orice și asortate cam la orice, dar cei deschiși la culoare sunt mai sensibili, cei pe care am, aceia care sunt alb cu negru, știți, de anul trecut, s-au zgâriat, păreau murdari, dar sunt atât de zgâriați încât nu se mai ia de pe albul respectiv și ăștia negri sunt clar mai puțin sensibili, îmi plac foarte mult, îi port foarte des și vi recomand, sunt favoriți mei. Și mai departe, mai am din astea de curățat prin casă, vreau în primul rând să laud aspiratorul pe care îl avem. Nu e cine știe ce aspirator, o să vă pun pe aici o poză cu el sau o filmare. L-ați văzut oricum în vlogul pe care l-am, în care l-am cumpărat, în care v-am filmat exact ce modele și cum arată și am și dat cu aspiratorul în vlogul ăla. Da, e un aspirator care are un preț ok, a fost în jur de, nu știu, 300 și ceva de lei. Cred că Samsung este, nu? Samsung parcă era. Samsung? În fine, vedeți voi în filmări. Da, un aspirator care e foarte bun. Îmi place foarte mult cum trage. Mizeria, practic asta contează la el, nu? Ah, nu, mai îmi place o chestie. Pe lângă faptul că e foarte eficient și nu trebuie să mă chinui și să merg de 100 de ori în același loc. Cred că n-avea cum să se întâmple chestia asta, având în vedere că e un aspirator nou. Adică, oricât de prost era, cred că totuși nu trebuia să mă chinui cu el, nu? Dar mai apreciez foarte mult la el faptul că se curăță super ușor. Îmi amintesc că când eram mai mică și aveam aspiratorul, că eram cu bunica mea și aveam un aspirator cu care dădeam în fiecare săptămână și ne chinuiam super tare să-l curățăm pentru că avea sac. Avea un sac din ceva pânză, bumbac, whatever. Și era atât de greu și de nasol de curățat și știu că ea mereu îl curăța pentru că se și făcea foarte mult praf în jur în momentul în care îl curăța și eu cu astmul meu încerca să mă protejeze, nu mă lăsa să stau pe acolo, pe aproape. Și da, era mereu distracție, dar aspiratorul ăsta e foarte mișto construit pentru că pur și simplu scoți chestia aia. Ce se fug
cumpărăți pisicile, sper să nu dărâme nimic. Scoți chestia aia în care e mizeria, arunci la coșul de gunoi, se pune la loc și e atât de simplu, deci mi-e tare drag. Mi-era teamă un pic de chestia asta, dar super tare. Și v-am zis, are un preț bun, nu știu, eu sunt foarte încântată de el și e o plăcere, deci când mai văd, e o plăcere și nu chiar, când dai astăzi cu aspiratorul și mâine e plină în baie de silicat, te enervezi, ce să zici, dar pe de-o parte mă bucur pentru că imediat, pac, am scos aspiratorul, am tras de acolo tot silicatul și sunt foarte încântată de el. Și mai am două lucruri să vă prezint, aici e un... obiect, o soluție de curățare care e destinată persoanelor care au animale de companie, Mr. Proper for Homes with Pets, pentru locuințele cu animale de companie, îndepărtează murdăria și mirosurile produse de animale de companie. Pe mine nu mă interesează asta pentru că pisicile mele nu lasă niciun miros anume, dar l-am luat pentru că este sigur pentru locuințele cu animale de companie. Acum, vreau să vi-l prezint ca să vi-l aduc în atenție. Nu am observat nimic. Ceea ce mă bucură, pentru că dacă aș fi observat ceva, ar fi fost cu siguranță ceva de rău. De-a lungul timpului, mereu când am cumpărat soluții de astea de spălat pe jos, mi-a fost teamă. De fapt, nu. Nu dintotdeauna, mint. Am luat-o pe Micuț, am luat-o și pe Puf. Și pe aia, la un moment dat, Micuț. S-a simțit rău. Nu mai știu exact ce simptome avea. Parcă era apatică, avea urechișele plăștite, nu era în regulă. Și când am dus-o la veterinar, ne-a spus că are semne de otrăvire. Vă dați seama că mi-a căzut cerul în cap și nu înțelegeam de unde, cum și de ce. Dar mi-a spus că a schimbat cumva soluția de spălat pe jos. Nu se întâmplase chestia asta, dar Micuț, după cum știți, mai iese pe hol. Și în blocul în care locuiam atunci când ieșea pe hol, de fapt nu, că și acum iese pe hol, blocul care locuiam atunci când am dus-o la veterinar că se simțea rău, acolo femeia de serviciu spăla cu clor, cu mult clor. Se simțea în momentul în care ieșeai pe hol, efectiv te lovea mirosul de clor și nu știu cu ce mai spălea aia pe acolo, dar era foarte deranjant. Și bănuiala mea este că Micuț ieșea, călca pe acolo cu lăbuțele, după care se lingea și asta s-a întâmplat și n-am mai lăsat-o afară mult timp după ce s-a întâmplat chestia asta și de atunci mi s-a trezit această frică la care nici nu m-am gândit că s-ar putea ca eu să le fac rău cu mâna mea pisicilor prin a spăla pe jos cu soluții de curățare care le-ar putea face rău, după cum spuneam. Și de-a lungul timpului, mereu când am cumpărat soluții, am avut cumva emoții gândindu-mă la acel episod. Și când mi-a spus voi că există această soluție, m-am dus către ea și de asta vreau să vă atrag atenția că pisicile și câinii și animalele de companie în general pe care le țineți în casă pot să fie sensibile la diverse produse cu care noi curățăm prin casă și există și un produs care să le protejeze și cu care să fie totul safe. Și vedeți că eu am trecut de jumătatea acestei sticle și nu s-a întâmplat nimic, pisicile sunt în regulă. Mi se pare că e un produs mai diluat decât altele. Și uite, nu necesită clătire și trebuie să pui două capace la un... dacă pui 5 litri de apă în găleata pentru mop. Eu pun cam un capac și jumătate pentru că nu am idee cam câtă apă vine în găleata aceea, dar e ok, nu e extrem de concentrată, v-am zis, mi se pare așa mai apoasă, mai diluată, dar sunt mulțumită, curăță bine, n-am probleme. Parfumează, dar nu chiar. Eu oricum nu mă bazez pe soluția cu care spăl pe jos să parfumeze, dacă vreau să simt parfum în casă, ce să vedeți, dau cu parfum prin casă sau am parfumuri pentru locuință. Da, e un produs bun, vi-l recomand. Și acum o ciudățenie totală, o să vă arăt un detergent de vase, Fairy, știți pe Fairy, nu vreau să-l laud neapărat pentru cât de bine spală vasele, deși se descurcă bine, n-am treabă, e detergent de vase. Vreau să vi-l arăt, pentru că este un produs extraordinar pentru scos pete. Tot de la voi știu de acest truc. Știu că mă plângeam într-un timp de petere de pe haine și am primit super multe recomandări de la voi. De la Nufăr pentru pete, la Veniș pentru pete, la multe. Și să știți că am încercat. Am încercat și Nufăr, o soluție concentrată care mă făcea să efectiv simt un nod în gât de la el, de, nu știu, chimic era. La Veniș din ăla praf. Am încercat mai multe variante, petele de fond de ten sau de mâncare nu voiau să iasă. Dar, când am încercat Fairy-ul, deci eu zic, sunt șocată, deci mi-a scos pete de fond de ten de pe haine, care erau pătate de mult timp, adică nu erau pete proaspete, m-am pătat, acum am pus Fairy, am băgat în mașină și a ieșit pata, nu.
erau haine pe care le-am spălat de mai multe ori și nu ieșea efectiv fondul de ten. Fondul de ten e foarte nenorocit dacă intră în țesătură, pentru că are și ulei, are și pigment, e efectiv acolo, dacă intră în haină, greu îl mai scoți. Și din experiența mea, Fairy este singurul produs cu care am reușit să scot pete de fond de ten. Chiar săptămâna aceasta, că așa mi-am și amintit de el, săptămâna asta am avut ideea de a lua smoothie în momentul în care am mers la cumpărături și am băut smoothie cu Andrei, amândoi ne-am murdărit, eu m-am murdărit pe pantalonii mei de training crem și el s-a murdărit aici pe hanorac, hanoracul lui fiind mai închis la culoare și mă gândeam că nu mai iese pentru că era în smoothie, aveam zmeuri, aveam fructe de pădure și mă gândeam, zic, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Și când am ajuns acasă, am pus Fairy pe pete, l-am pus așa nediluat, am pus un pic de apă ca să facă spumă, am frecat acolo un pic, le-am băgat în mașina de spălat și a doua zi, după ce am venit de la sală, am băgat la spălat. Au dispărut petele, au ieșit perfect, sunt foarte încântată. Dacă vă luptați cu pete, eu vă recomand să nu mai luați un produs separat, ci să mai aveți încă un produs în plus. Încercați cu detergentul de vase, pentru că s-ar putea să meargă, fiind formulat special pentru a scoate grăsimea și a se lupta cu farfuriile murdare, își face foarte bine treaba și pe rufe. E senzație, vă zic, deci chiar e un truc foarte, foarte bun. Vă recomand să încercați și să... Oricum, tot de la voi știu, așa că vă mulțumesc. Nu mai știu exact cine mi-a lăsat comentariu, dar l-am reținut și e eficient. Până acum n-a avut nicio pată pe care l-a scos-o. Dacă au fost pete extrem, extrem de vechi, le-a scos, dar tot a rămas un pic. Adică nu le-a scos de tot, dar ce m-a interesat pe mine a rezolvat și mulțumesc, Fairy, ești cel mai tare. Vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, sper din suflet că v-a plăcut și aș fi curioasă să-mi spuneți și voi care este favoritul vostru, care n-are legătură cu zona de beauty din ultima perioadă. Vă pup și vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la clipul meu. Pa, pa!